Continuă declarațiile de susținere a blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor. Astăzi, mesaje de susținere au fost semnate de consilierii municipiului Bălți, aleși local din Fălești și Criuleni. Cetățenii din aceste raioane susțin că echipa PSRM-PCRM are experiența, cunoștințele, potențialul uman și intelectual necesar pentru a păstra țara, pentru a proteja cetățenii de consecințele crizei politice, economice și pandemice. 7 consilieri din Consiliul Municipal Bălți susțin în declarația semnată că blocul comuniștilor și socialiștilor are un obiectiv sănătos de a opri tendințele periculoase de cedare a Moldovei intereselor străine. Pentru a-i ajuta să readucă Moldova pe calea dezvoltării și independenței, alegătorii din stânga trebuie să iasă masiv la alegeri pe 11 iulie, spun aleșii locali din capitala de nord a țării. Un alt mesaj de sprijin vine de la președintele raionului Fălești, Sergiu Fântână. Alături de un grup de consilieri raionali, aceștia anunță că susțin crearea unui front comun al tuturor statalistilor și patrioților pentru o Moldovă suverană, independentă și neutră, de dragul salvării țării de acțiunile distructive ale partidelor de dreapta. Ei îndeamnă alegătorii din raionul Fălești să voteze pentru blocul comuniștilor și socialiștilor la alegerile din 11 iulie. În raionul Criuleni, un apel similar a fost semnat de către primarul orașului Criuleni, Mihail Sclifos, și de primarii din localitățile Bălțata și Coșernița. Până astăzi, declarații de sprijin a blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor au fost semnate de 150 de aleși locale din 30 de orașe și sate ale țării.